Pe mine m-a impresionat cel mai mult faptul că am văzut locul unde a fost casa Maicii Tereza, unde s-a născut și a crescut Maica Tereza. Pentru că Maica Tereza s-a născut aici, în orașul Skopje, aici a crescut și chiar este locul unde a fost casa ei. Pe locul acela stă doar o plită acum unde a fost și este a rămas copacul tăiat, urmele de la copacul tăiat, la un mesteac întăiat acolo. Macedonienii obișnuiesc să mănânce ciorbă de dimineață. Iată, suntem la dejun și ei mănâncă ciorbă. Noi, moldovenii, românii, n-am văzut să mănânce cineva ciorbă de dimineață. Acum au adus și moșterii și am întrebat dacă au cumva și mălică. Au zis, da, au mălică și mălică se numește. Sau au e cum, polenta? Bacardan. Bacardan, așa se numește. Ili cacionac. 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 Bacardan, așa se numește mălica la ei. Dar n-avem mălica acum aici. În fața Teatrului de Operă și Balet stă cele nouă muze. N-am mai văzut niciodată un monument cu cele nouă muze. În prezent, evanghelicii, dar de fapt evanghelicii sunt pentecostali. Ei pur și simplu au renunțat să se numească pentecostali, pentru că în vremea aceea, zice, oamenii nu știau ce înseamnă pentecostali și dacă ziceai pentecostal, ei puteau să înțeleagă, ei asociau asta cu pentagon, cu penthouse, numai cu știu cu ce numai, nu înțelegeau. Și atunci, ca să fie mai clar, ei s-au numit evanghelici. Ce este Macedonia de Nord? Haideți să începem din vremurile biblice, de fapt, mai înainte. Lumea a auzit despre Macedonia în legătură cu Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare. Macedonia era o regiune mare care așa și-a rămas Macedonia. Numai că azi Macedonia aceasta este împărțită la trei țări. Și Macedonia de Nord, unde ne aflăm noi acum, revin doar două cincimi din ceea ce a fost altădată Macedonia. Deci Filip Macedoneanu este cel care a ridicat sus Macedonia. Și el este cel care a restructurat falanga aceea macedoniană vestită. De altfel, el a pus temeliile cuceririlor fiului lui Alexandru Macedon. Și iată acum recent aici în Macedonia de Nord, acum la conducere este un partid socialist. Mai înainte a fost un partid naționalist și partidul acesta naționalist, ei au investit mult în restabilirea sau ridicarea identității macedonienilor, pentru că macedonienii au o mare problemă cu identitatea, exact ca și noi românii din Basarabia, din românii din Republica Moldova, noi avem o problemă cu identitatea noastră, este greu să ne stabilim identitatea, exact așa macedonienii. Deci, ce s-a întâmplat? Atunci, în vremea aceea, macedonienii au fost o forță puternică. Alexandru Macedon a ridicat-o la cea mai mare înălțime și apoi Alexandru Macedon, cum știți bine, a mers și a cucerit lumea întreagă. El a murit foarte repede, la 20 de ani s-a pornit să cucerească lumea și la 32 de ani a murit de malarie. Și împărăția lui a fost împărțită în patru, despre lucrul acesta este scris în cartea profetului Daniel, a fost profețit în vremea lui Daniel, a profețit în detalii despre aceasta. Cât privește Macedonia, deci Macedonia apoi a fost parte a Greciei, a fost parte a Imperiului Roman, a fost parte a Imperiului Bizantin și apoi a devenit parte a Turciei și a fost sub dominația turcilor otomani timp de 500 de ani. În 1912, Macedonia a devenit parte a Serbiei. O parte a intrat în Serbia, o parte a intrat în Bulgaria și o parte a devenit, deci după ce a căzut imperiul acesta otoman, atunci toată regiunea aceasta mare Macedonia a fost împărțită în trei și, cum vă zic, o parte în Serbia, o parte în Bulgaria și o parte în Grecia. După război, partea aceasta care era Macedonia și a intrat în Serbia a trecut în Iugoslavia și a fost partea Iugoslaviei, a fost una din cele șase republici, dacă nu mă greșesc. Acum, odată cu căderea comunismului, Macedonia a devenit țară independentă. Și în timpul lui Boris Traikovski, care, apropo, el a fost metodist, a fost predicator metodist, el a devenit președinte de țară și eu am avut onoarea să-l cunosc personal în orașul Strumița, m-am întâlnit cu el
și mi-a mulțumit pentru că am venit în țara lui să predic Evanghelia, un om deosebit de plăcut. Apoi știți cum acesta a murit într-un accident aviatic despre care, iată acum, prietenii mei mi-au spus că prea mult probabil că accidentul acesta a fost aranjat și chiar la 2-3 zile după moartea lui, unul din păstori a spus că a văzut explozia, a explodat avionul și apoi a căzut. Deci situația politică din prezent, cum este situația politică în prezent aici în Macedonia? Ei foarte mult doresc să intre în Uniunea Europeană, dar ca să poată intra în Uniunea Europeană, ei se confruntă cu mare sărăcie, cu multe probleme, cu probleme cu identitatea și iată, ei nu sunt recunoscuți ca și macedonieni. Deci bulgarii spun că ei sunt bulgari. Iată, mai înainte au fost opriți de greci. Grecii ziceau că nu e asta Macedonia. Macedonia este în Grecia. Și, de fapt, și bulgarii și grecii, se pare că temerea lor este că din moment ce există țara Macedonia, într-o zi macedonienii vor pretinde că și ceea ce a fost Macedonia și acum se află în Bulgaria, ceea ce a fost Macedonia și acum se află în Grecia, va trebui să se alipească la Macedonia. Și atunci, zice, și bulgarii și grecii se opun. Grecia au insistat foarte mult ca Macedonia să fie schimbat numele țării din Republica Macedonă, să fie schimbat în Macedonia din Nord, adică să facă deosebire între macedonienii de aici și Macedonia care este în Grecia. Bulgarii, zice, acum ei insistă că nu există o limbă macedoniană, că limba macedoniană de fapt este limba bulgară. Ei mai au conflicte și din pricina istoriei, pentru că macedonienii cred că Bulgaria în timpul războiului i-a cucerit. Bulgaria a fost de partea Germaniei și atunci, deci iată conflictul ăsta și nu pot intra. Am văzut și la prietenii mei, sunt așa destul de frustrați, oamenii care i-am văzut la seminar, cu care am discutat apoi, sunt destul de frustrați de toată situația aceasta. Pentru Uniunea Europeană sunt frustrați, zic că Uniunea Europeană face impresia că vrea să-i ajute, dar de fapt Uniunea Europeană îi apasă ca să-și piardă orice identitate, deci cam așa. Au avut un partid național care a investit foarte mult în ridicarea identității. Au construit enorm de mult. Am rămas adânc impresionat să văd ce clădiri. Pentru fiecare minister au construit niște clădiri mari. Au construit foarte multe monumente. De exemplu, când treci un pod prin orașul acesta Skopje, prin capitală, treci râul Vardar. Apropo, capitala este orașul Skopje și în orașul acesta Skopje locuiesc cam un milion, în jur de un milion de locuitori. Populația Macedoniei este de 2 milioane, foarte asemănătoare cu Republica Moldova. Cum la noi locuiesc în Chișinău, cam jumătate din populație sunt în Chișinău, tot exact așa și ei, restul populației sunt orășele mici, se ocupă în general cu agricultura, micul business, foarte mulți oameni sunt plecați în afara țării și deci situația, vă zic, partidul acesta a insistat mult să restabilească istoria, au investit mult în a-i face pe oameni să cunoască istoria, pentru că identitatea unui popor ține de istoria poporului acestuia. Și atât, de exemplu, un pod care trece peste râul Vardar este cu statuile scriitorilor, oamenilor de artă, oamenilor de cultură, pornind din vremurile străvechi până acum, inclusiv și un preot acolo am văzut că este, cei care au lucrat la ridicarea națiunii. Alt pod, deci după ce face un cerc, acolo clădiri. Apropo, în fața Teatrului de Operă și Balet stă cele 9 muze. N-am mai văzut niciodată un monument cu cele 9 muze. Numai că îmi pare rău că nu scrie care din ele și ce este, că am vrut să o văd pe Cliu, care este muza istoriei, și dar nu am putut să înțeleg prea bine care din ele este. Nici n-am stat prea mult acolo, dar așa le-am văzut de departe. Apoi, mai impresionat să văd că există un alt pod și de o parte a podului stă statuia lui Filip Macedonian, deci cel care a dus război, tatăl lui Alexandru Macedon. De cealaltă parte a podului este un monument, cred că cel mai mare monument al lui Alexandru Macedon și nu numai al lui Alexandru. Alexandru este pe vestitul lui cal bucefal, așa se numește. Și acolo există multe legende cu privire la calul ăsta al lui Alexandru. Alexandru foarte mult ținea la calul lui bucefal.
Și iată, acolo este monumentul lui Alexandru pe cal. Când vrei să treci podul, de asemenea, acolo, de partea unde este Filip, când treci podul, sunt și este statuia lui Kiril și Metodiu, care ei consideră că sunt macedonieni, oameni de aici, din Macedonia. De fapt, Kiril și Metodiu din Tesalonic, din Macedonia cea mare, de acolo ei au pornit și Kiril și Metodiu sunt considerați macedonieni. Apoi, de asemenea, de cealaltă parte a podului, stă statuia lui Clement și Naum, care sunt doi ucenici al lui Kiril și Metodiu și care au lucrat mult la răspândirea creștinismului printre macedonieni, au fost misionari aici, în zona asta. Deci vă zic, eu am rămas foarte impresionat să văd cât de mult au investit partidul acesta, cât de mult au construit. Numai că partea... Oh, apropo, acolo mai este încă un monument cu 7 tineri care au activat împotriva, deci s-au luptat împotriva nazismului când era aici, când erau persecutați aici evrei. Multe lucruri interesante. Pe mine m-a impresionat cel mai mult faptul că am văzut locul unde a fost casa Maicii Tereza, unde s-a născut și a crescut Maica Tereza. Pentru că Maica Tereza s-a născut aici, în orașul Skopje, aici a crescut și chiar este locul unde a fost casa ei. Pe locul acela stă doar o plită acum unde a fost și este a rămas copacul tăiat, urmele de la copacul tăiat, la un mesteac întăiat acolo. Însă, puțin mai departe de casă, așa după colț, este un memorial, o casă memorială a Maicii Tereza și dacă veniți aici în Skopje, atunci numai decât trebuie să vedeți. Acum, macedonienii consideră că Maica Tereza este a lor. În Tirana, care este capitala Albaniei, a unei țări musulmane, aeroportul din Tirana se numește Maica Tereza, pentru că albanezii țin că Maica Tereza a fost albaneză. Și mă gândeam, în timp ce am văzut asta, mă gândeam la cuvintele Domnului Iisus, care, vă amintiți cum Domnul Iisus le-a spus ucenicilor atunci când ei se certau, cine din ei să fie mai mare, și Domnul Iisus le-a spus, cine din voi vrea să fie mai mare, să slujească celorlalți. Iată, femeia aceasta, Maica Tereza, prin slujirea care a făcut-o ea, oamenilor, ea a reușit să se ridice mai presus decât toți. Și vedeți, când este, există un om rău, toți vor să se dezlipească de la el și vor zic că nu, n-au de-a face, nu-i de-a lor. Am văzut un film cum oamenii ăștia care, copiii la foști ofițeri mari al lui Hitler, când au aflat că sunt copiii, deci și-au schimbat numele. Unii din ei s-au sterilizat ei singuri pe ei ca să nu mai poată avea urmași. M-am îngrozit când am văzut filmul acela și cât de șocat sunt că ei sunt urmași la aștia. Aici, invers, când este vorba de o persoană care a avut așa un mare impact cum este Maica Tereza, toți vor să fie a ea, să fie a lor. Și iată, macedonienii sunt mândri că este a lor, că s-a născut în orașul Skopje. Albanezii spun că este albaneză, este a lor. Noi, românii, spunem că a fost a româncă și ne place să credem că ea este din poporul nostru. Vezi, toți vor să fie din poporul lor. Așa este când un om își trăiește viața frumos. Ceva neobișnuit, n-am mai văzut în altă țară. Iată așa, o cutie unde oamenii vin și donează cărți, knighi, donații pentru cărți. Și deja acolo sunt. Place să văd că este o carte despre viziunea Apostolului Pavel, este acolo înăuntru. Cineva a vrut să doneze cartea aceasta. Populația macedonii, macedonienii alcătuiesc 60% din populație, 25%, 1 din 4 sunt albanezi. Macedonienii sunt ortodoxi, creștini ortodoxi, albanezii sunt musulmani, dar mai sunt și turci, mai sunt și romi, care tot de asemenea sunt musulmani și este și un grup de aromâni în Macedonia care locuiesc. Cam astea sunt naționalitățile cele mai mari în țară. Deci macedonienii au avut o istorie grea, iată, macedonienii care locuiau în Grecia, după război ei au fost persecutați și oamenii aceștia au fost alungați din Grecia. Și de exemplu Stole, pastorul Stoian Petrovski, el zice că urmașii lui, părinții lui, unchii lui,
Ei au locuit în Grecia, într-un sat din Grecia și au fost alungați de acolo și din Grecia n-au putut veni în Iugoslavia pentru că Tito nu-i primea aici, pentru că în felul acesta Tito dorea să insiste ca oamenii ăștia să aibă drepturi în Grecia, dar de asemenea ca să implice comunitatea internațională. Și atunci, zice, urmașii părinții lui și unchii lui Stoian au trebuit să meargă în România. În România au locuit la București, apoi au locuit la Ploiești și numai prin anii 70 au venit și s-au așezat aici în Macedonia cu Traian și asta i-a afectat mult. De altfel am văzut și un monument pe care l-a făcut partidul acesta național, au făcut un monument în centru și pentru oamenii aceștia, mă, nu prea mi-a plăcut, că monumentul nu știu cum l-au pus așa, e foarte înghesuit, neobservat, ba încă autoritățile care sunt acum nu au nicio grijă, în mod intenționat lasă partidul care e acum la guvernare, în mod intenționat lasă să se dărâme totul. Și în felul acesta să arate cât de răi au fost acei dinainte, uite, totul se dărâmă în loc să întrețină lucrurile acestea. Da, deci macedonienii care au locuit acolo în Grecia, zice, până în ziua de azi, ei nu pot merge să-și viziteze casele. Când merg acolo și întreabă, numele satelor au fost schimbate, ei dacă merg să-și găsească satele acelea, ei nu pot găsi, zice, satele au fost schimbate, numele, denumirile satelor, totul așa ca să nu mai poată fi găsiți. Religia macedonienilor. V-am zis deja, sunt 60% sunt ortodoxi, 30% alcătuiesc musulmanii, care sunt albanezii, turcii și romii, și 10% revine altor religii. Evanghelicii sunt într-un număr mic în Macedonia. Ei sunt aproximativ 5-6 mii, scrie oficial, dar prietenii mei mi-au spus că nu, evanghelicii cred că sunt până la 3 mii, nu mai mult de 3 mii. Islamul se dezvoltă și crește rapid, bancă chiar destul de agresiv. Islamul crește, zice, parcă s-ar contura undeva, ar fi apărut și semnale că este mișcarea wahhabistă, mișcarea aceasta, ei sunt pentru jihad, ei spun că totul aparține musulmanilor și trebuie recucerit înapoi. Deci, încă ce despre evanghelici din Macedonia, evanghelicii aici în Macedonia, ei au apărut prima dată, au venit evanghelicii cu o femeie misionară din Statele Unite ale Americii. Ea era misionară în Grecia, dacă nu mă înșel, și femeia aceasta, pe nume Miss Stone, încă în secolul XVIII, a venit în Macedonia și chiar a fondat o școală de misiune aici. Cineva din pastorii care a fost la seminar, da, pastorul din Strumița mi-a spus că a găsit acte că străbunica lui a fost student la o școală de misiune organizată de misionara aceasta, ea era congregaționalistă. Apoi, deci, confesiunea aceasta s-a dezvoltat și în timpul lui Tito, ei s-au oficializat ca și metodiști și așa mișcarea evanghelică, cea mai mare în țară, sunt metodiștii. Dar, cu părere de rău, cei cu care am vorbit mi-au spus că metodiștii au devenit, biserica metodistă a devenit foarte nominală. Au fi avut o trezire prin anii 70-80, zice, când au venit aici în țară studenți din Africa, studenți africani din Nigeria, ei tot erau metodiști, s-au alipit de biserica asta metodistă, ei au început să predice cu mult zel și a avut loc o trezire națională, o trezire în sânul bisericii metodiste. Dar, zice, generația mai în vârstă, care țineau foarte mult la tradițiile vechi, ei s-au manifestat împotriva acestor toate schimbări și au stins, s-au sufocat trezirea aceasta. Acum, zice, biserica metodist, ei au un superintendent, ceva așa se numește, care vine, el îmi pare că este din Austria și el este pentru toată regiunea aceasta. Toate lucrurile se rezolvă așa, deci nu pot discuta, nu se pot întâlni, se rezolve ceva și cel mai nou este că acum metodiștilor din Macedonia ori le se impune, ori în curând le se va impune ca să accepte căsătoriile, oficierea căsătoriilor gay în biserică. Deci vă dați seama, nu a mai rămas nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie mișcare. Da, de fapt asta e problema bisericii metodiste, nu numai aici în
Macedonia, asta e biserica, problema bisericii metodiste în lumea întreagă. Trist, foarte trist, dar știi, John Wesley, cel care a fondat biserica aceasta, așa repede s-a ajuns până aici, nu i-ar fi venit a crede, cred că. Baptiști în Macedonia sunt foarte puțini. Sunt numai 3 biserici baptiste, este una din cele mai mici confesiuni. Evanghelice aici au început, primele 2 biserici au apărut în anii 80 în Skopje, în orașul Skopje și în orașul Știp. În prezent, evanghelicii, dar de fapt evanghelicii sunt pentecostali. Ei pur și simplu au renunțat să se numească pentecostali, pentru că în vremea aceea, zice, oamenii nu știau ce înseamnă pentecostali și dacă ziceai pentecostali, ei puteau să înțeleagă, ei asociau asta cu pentagon, cu penthouse, numai cu, știu cu ce, numai nu înțelegeau. Și atunci, ca să fie mai clar, ei s-au numit evanghelici și acum ei au 35 de biserici în țară cu... cu aproximativ 100.000 de membri. Se confruntă cu mari probleme din pricina migrației, exact cum și la noi în Republica Moldova. Foarte mulți pleacă, mai ales tineri. Iată, de exemplu, la Biserica Evanghelică din Skopje, din 110 oameni au rămas cu 60 de oameni pentru că cei mai mulți au plecat. Un pastor din sud, de lângă Strumița, mi-a spus că acolo, într-o localitate, a avut 40 de tineri, erau într-o biserică și mulți copii. Și acum n-au mai rămas niciun tânăr, pentru că toți tinerii au plecat să lucreze în Europa. Cum se înțeleg națiunile aici? Mi s-a spus că nu există aproape căsătorii. Iată un pastor care a vorbit cu mine, pastorul Stoian Petrovski, mi-a spus că el nu cunoaște căsătorii între albanezi și macedonieni. Pentru că zice, dacă se căsătoresc cumva albanezi cu macedonieni, atunci există un obicei, se numește Besa, așa se numește obiceiul acesta, ca să fie omorâți cei care calcă tradiția. Deci tradiția albaneză nu, a musulmanilor albanezi nu permite căsătoria aceasta cu macedonieni. Deci, evident, în pricina religiei, dar, zice, nici macedonienii nu vor accepta niciodată ca să se căsătorească un macedonian ortodox cu musulman. Alta e că, totuși, am vorbit și cu tineri. Tinerii mi-au spus că cunosc căsătorii între albanezi și macedonieni, dar ăștia nu sunt religioși. Deci, nici musulmani, nici ortodoxi. Cei care sunt religioși, ei nu intră în căsătorii. Apropo, zice că dacă ar intra în căsătorii, obiceiul acesta, Besa, el presupune omorârea celui care a călcat obiceiul. Adică poate fi omorât băiatul, omorât fata, dacă se întâmplă asta. Când mergi din Skopje spre sud, spre Strumița sau spre Gevgelia, că în Gevgelia am avut pregătirea, numai decât treci pe lângă orașul vechi Stovi. Ăsta este un oraș roman vechi, care au fost făcute săpături arheologice și în orașul acesta sunt câteva biserici au fost acolo. Este frumos că vezi acolo o biserică mare creștină care a fost și a rămas baptisteriu. Și baptisteriul tocmai este o dovadă că erau botezați oamenii maturi acolo, evident că era pentru oameni maturi, cu toate că este și un vas mai mic care poate presupune și botezul pruncilor deja la vremea asta. Interesant este că în orașul ăsta s-a oprit împăratul Teodosiu I, când era odată în drum, pleca undeva și Teodosiu I este împăratul pe care Ambrosie din Milan l-a oprit să intre în biserică și a interzis să ia parte la cina Domnului, pentru că Teodosiu cu multă cruzime a omorât pe cei care au făcut o răscoală și atunci Ambrosie fiind episcop l-a oprit și a spus până nu te pocăiești, l-a pus la disciplină și împăratul a fost pus la disciplină pentru o perioadă destul de lungă, nu știu câteva luni și numai după aceea a putut lua parte la cina Domnului. Iată, așa un om tare a fost Ambrosie. Și când am văzut numele lui Teodosiu, mi-am amintit de fapta
lui Ambrosie. Și, apropo, acolo în oraș era și sinagogă. Deci a fost și sinagogă, sinagoga și biserica erau alături. Aceasta e un fel de poartă care treci de la clima mediteraneană la climă continentală. Iată, trecem prin tunelul ăsta și gata, de partea cealaltă va fi altă climă, va fi continentală. Fiind aici în Macedonia, vei auzi cuvinte interesante care, bun, noi dacă știm limba rusă, știm limba română, numai decât vom auzi cuvinte care sunt foarte asemănătoare. Iată, de exemplu, mulțumesc în limba macedoneană este fala, cred că de la slavonicul sau rusescu, hvala, laudă, fala. Deci laudă, când îi spui omului mulțumesc, îi spui laudă, adică pentru fapta care a făcut-o. Se salută ei cu zdravie, sănătate, ca și noi. Bine, zic și rușii zdarova, zdravie. Izvor este și la ei cuvântul izvor, așa că iată o dovadă că izvor este un cuvânt de origine slavă. Interesant, se numește înghețata, se numește slatkii lod, se numește gheață dulce înghețată. E bun, cam tot așa cred că înseamnă și la noi înghețată, dar la ei se numește gheață dulce. Dacă traduci motamon, înseamnă gheață dulce. Grijă, cuvântul grijă este și la ei tot așa, să ai grijă de ceva, grijă. Apoi, iată, noi zicem haide, haide, ei foarte des folosesc haide și bulgarii tot așa, des folosesc cuvântul haide. Cuvântul ieftin, ieftin, aceeași semnificație, l-are și la ei ca și la noi. Multe alte cuvinte veți auzi asemănătoare. Chiar vreau să vă spun ceva, când am venit prima dată aici, nu știu, mulți ani în urmă, și a trebuit de la Skopje să merg cu un autobuz, dar valiza trebuia să vină cu un alt autobuz. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci eu când am ajuns la Strumița, m-a întâlnit prietenul meu, Mite. Și Mite, eu trebuia să-i explic. Acum cu Mite vorbeam așa, el puțin engleză știe, puțin rus, și eu îi vorbeam ori în engleză, ori în rusă. Și ca să-i spun lui Mite că trebuie să-mi ia geanta, să întâlnească geanta la următorul autobuz, îi explic, Mite, my luggage, nu înțelege, baggage, nu înțelege, bag, nu înțelege, a trecut la rusă, sunca, nu înțelege. Și eu de acum nu mai știam ce să mai fac și m-am întors așa într-o parte, m-am apucat cu mâinile de cap și vorbesc eu cu mine în limba română. Doamne, cum să-i explic fratelui meu că trebuie să-mi ia geanta? Dar el zice, geanta? E, geanta! Și-o înțeles. Și așa mi-o găsi geanta. Deci iată, interesant. Hai să vă mai spun un cuvânt. Aici, în Macedonia, în sud, cresc arahide. Și ele cresc în pământ, arahidele acestea. Și cum păstăile este, ele cresc în pământ. Nu cresc, noi putem să ne închipuim că ele cresc ca fasolele, cum cresc la noi. Nu, păstăile cresc în pământ. Chiar am fost odată și am scos de acolo, le-am scos și eu într-un sat de aici, din Macedonia. Am fost acasă la un pastor și tocmai părinții lui le strângeau din grădină și am ajutat și eu puțin la strâns. Și mi-a fost interesant să le scot. Dar cel mai interesant mi-a fost cum se numesc arahidele la ei. Se numesc kikiriki. Interesantă denumire. Iovan este profesor la școală, predă limba engleză, iată i-am adus și cartea English for a New Life for Kids, o să o dau și iată Iovan mi-a povestit că într-un sat de aici din Macedonia, cândva au fost 3.000 de locuitori, acum au rămas 300 și interesant că toți s-au mutat în Italia. În Italia. Foarte similar, cum de la Lăpușna s-au dus în Brescia toți, din satul meu de Baștin, s-au dus foarte mulți în Brescia. El zice, din satul ăsta au plecat mulți tot într-o localitate în Italia și în clasa întâia, în localitatea aceea din Italia, s-au dus 40 de copii din satul respectiv, veniți din satul respectiv, însă în sat acolo au rămas din 3.000, au rămas 300 de oameni și la școală s-au dus numai 3 copii în clasa întâia. Macedonienii obișnuiesc să mănânce ciorbă de dimineață. Iată, suntem la dejun și ei mănâncă ciorbă. Noi, moldovenii, românii, n-am văzut să mănânce cineva ciorbă de dimineață. Acum au adus și moșteni și am întrebat dacă au cumva și măligă. Au zis, da, au măligă și măligă se numește. Sau au ecol, polenta? Bacardam. Bacardan, așa se numește. Ini Caciamac. 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 Por Bacardan, așa se numește măliga la ei. Dar n-avem măliga acum. Seminarul pe care l-am condus
pentru pastori și soțiile lor a fost în sud, în orașul Gevgelia, care este la frontieră cu Grecia. Și apropo, orașul arată foarte mult ca și Grecia. Acolo sunt palmieri, iată, după ce treci munții, de acum clima este mediteraneană și casele sunt, se aseamănă foarte mult cu Grecia. Tabăra aceasta a fost, a depus un mare efort să o facă pastorul bisericii Zoran. Și acolo, în tabăra aceasta, au copii, sunt puse corturi, au loc pentru vreo 40 de persoane într-o clădire care au construit-o ei. Inițial au vrut să o construiască depozit, dar apoi au un teren bun și pe terenul acela sunt puse corturile și fac tabere, au până la 100-120 de copii. Întrebat unde fac baie și el mi-a spus, în râu, și eu deodată când am auzit în râu m-am gândit că glumește. Dar apoi când am ieșit la râu, acolo e un râu de munte deosebit de frumos și râul acela e curat, curat, apă de izvor vine râul acela. Zice, ei chiar pot face baie acolo, copiii fac baie și frumos așa, că mai este, vine ca o vană. În tabăra asta, în locația asta fac tabere, vin și fac tabere și noi ne-am adunat, am studiat cursul Vrei să fii ucenicul lui Hristos, plătește prețul. Cursul acesta acum a fost tradus, a fost tipărit în limba macedoniană și am făcut pregătirea cu acești pastori. Ei acum vor merge și vor preda cursul în bisericile lor. M-am bucurat tare pentru Ivan, un tânăr din orașul Știp, care a zis că în timpul pandemiei a găsit cartea Eliberarea de frică, care deja este tradusă în limba macedoniană, și zice a început să o facă cu copiii din biserică. La început, zicea, erau puțini tineri, dar foarte curând, când el a început să facă studiul ăsta, la copii așa tare le-a plăcut, că ei au început să-și cheme prietenii și grupul a crescut până la 20 de persoane și el încântat de efectul care l-a avut studiul asupra acestor copii. De altfel, biserica se confruntă cu mult, bisericile evanghelice, cred eu nu numai bisericile evanghelice, ele se confruntă cu problema aceasta a lipsii de copii. Cele mai multe biserici au 1, 2, 3, 5, 4 copii, unii poate nu au deloc adolescenți, unii au câte 2, 3 tineri în biserică. E un număr mic de copii și nu, iată, le-am prezentat la seminarul acesta uneltele pe care le avem noi, numai decât am prezentat Școala Timotei, am prezentat felul cum facem evanghelizare prin predarea sportului, prin predarea limbii engleze, prin predarea computerului, tabere și multe altele care le facem. Pastorii au rămas foarte încântați și iată, acum planul pe care îl avem este ca să facem în luna ianuarie, să facem în curând acum, așa vrem, în direcția asta mergem, mai urmează să discutăm și cu restul pastorilor și atunci în luna, în curând, iarna, să fie o tabără pentru, o tabără de studiu biblic pentru copii, pentru adolescenți, tineri și la tabăra aceasta vrem să trimitem o echipă de la Școala Timotei din Republica Moldova, să o trimitem echipa aceasta să vină aici, să vină cu un învățător sau doi tot de la Școala Timotei și ei să conducă tabăra aceasta, să-i ajute să se împrietenească, să prezinte în ce constă Școala Timotei, ca să înțeleagă și ceilalți și adolescenții de aici și apoi, de acum în vară, să începem Școala Timotei. De asemenea, un alt plan ar fi să începem, o să facem o tabără de sport și de limbă engleză și, bineînțeles, va trebui să alcătuim o echipă, să organizăm o echipă bună de studenți de la Institutul Biblic din Republica Moldova, de la Școala Timotei, o echipă bună de studenți, profesori care să vină și să ajutăm. Și asta este o importantă nevoie de rugăciune ca să putem ajuta bisericile de aici, din Macedonia, în privința evanghelizării în mijlocul copiilor, în privința lansării acestei lucrări, intensificării lucrării cu copiii și cu adolescenții, cu tinerii, pentru a pregăti slujitori și să se implice în evanghelizarea acestei țări. Să ne rugăm toți împreună pentru aceasta. Și vă invit la Școala Timotei, la Institutul Biblic la Chișinău.
Iar cu studenții, când ne vom întâlni, numai decât vom discuta, vom face planul. Eu deja am început să mă gândesc la candidații, vom discuta cu toată echipa profesorilor, vom discuta, vom alege cine sunt acești candidați pentru misiunea în Macedonia. Vă rog pe toți ceilalți care ascultați acest video să vă rugați pentru țara aceasta Macedonia. V-am povestit toate acestea ca să știți despre Macedonia, să vă rugați pentru Macedonia, să vă rugați pentru lucrarea care ne stă în față, pentru misiunea care se face aici. Și dacă aveți întrebări sau comentarii sau mărturii sau cunoașteți ceva lucruri interesante despre Macedonia care credeți că ar completa bine acest video, vă rog să le puneți la comentarii. Dumnezeu să vă binecuvânteze!